vreo două bani cureapărute, mai nouți, așa, care mi-au plăcut foarte mult. Ei, ăsta cu profesoara care, cu demisia în mână, vă avertez și că o fac că încerc un an pământ, intră la director în cabinet. Ce, domnule director, aici este demisia mea. Dacă nu rezolvăm această problemă, în următoarele minute a plecat. Nu mai suport. Domnule director, nu mai suport. Sunt hărțuită sexual de un elev care mă pune în niște situații penibile, jenante față de ceilalți elevi și eu nu mai pot să suport chestia asta. Și ca să înțelegeți foarte bine despre ce este vorba, am să vă spun cu cuvintele lui. Tot timpul spune că o să mă fută. Deci, imaginați-vă că spune asta între toți elevii, cum să mă simt eu și cum să suport eu. Și stați puțin, domnișoare, numai o clipă. Vorbim despre un băiat așa mic, creț, roșcat? Da, el este. Despre el vorbim, domnule director. A, zice, e Vasilică. O să vă fută.